care vom avea parte de valuri. Cum e, Teo? Vom cheltui mai mulți bani pe transport decât pe cazare și mâncare. Salut! Bine ați venit la un nou vlog! Suntem la mall în Barcelona și urmăream pe geam să vedem unde este Sagrada Familia. Acolo! Doar ce am fost acolo, vedeți asta în episodul anterior. Iar acum să mergem, fetelor. Fetele vor la mare. Mami nu vrea la mare. Salut! Eu aș vrea la mare, dar să ne asigurăm că le... Luăm tot ce trebuie, să nu mai avem emoții. Hai, mami, să cumpărăm. Lui, da, e frică că ne ia banul. Mami nu vrea să meargă la mare. Eu da! Hai să vă arăt care ar trebui să treacă să meargă. Lângă moara e o liană. Deci nu e aia, hai. Nu. E mult mai gustă Sagrada Familia. Găsită? Hai să te duc. Aripioare. Aici o să găsim că sunt drumul de sport. Hai, fetelor, o să luăm tot ce e nevoie să avem copii în siguranță în apă. Ce ați găsit aici, fetelor? Pentru negruța noastră. Da. Asta ce e? Popcorn. Uite, tata. Oh my god! Yes. Ia la pe sală ceva scary, uite. Ce avem noi aici? Cry baby scary. Tati, clar că ai zis că la etajul ăsta sunt articole sportive. Ăsta este sportul nostru. Astea sunt tot crybabies. Fii atent ce mai apare. Dar noi încă n-am apărut. Nu. Crybabies cu poartă. Poftă, nu! Nici de la. Noi am luat din Bulgaria, parcă, nu? Parcă așa. Nu, sau din Republica. Moldova, de undeva. Dar nu din România, sigur. Să luăm acasă. Să le uitați pe avion! Da, 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 da. De te jos, măruța! Numai pe asta nu l-aveam acasă. Câte costume! Uite, mami, costume de prințesă! Wow, uite, Ben! Care are și așa, și așa... Costum de Lego, mami! Asta e bună, da? Wow! Ce mai găsi? Calendar Barbie. Da, stați că n-ați văzut nimic, fetelor! Nu mai țipați! Uite, buburuza. Astea sunt zombi și ăsta e zombi. Wow. Asta zici că e Cruella. Așa sunt ele? Sunt foarte faine, mie îmi plac. Rainbow High, super. Casa Rainbow High n-aveți. Nu! Wow. E una nouă. Mami, e nu avem pe asta. Nu avem, trebuie să luăm, tati. Hai. Aleriana. Hai. Aoleu. Fii atent ce urmează să apară. Oh. Mara, nananatins. Oh. Dai una nananatins. Da, o am pe aia. Mara, nu le aveți. N-aveți cum să le aveți. Există în România. Asta există? Eu. Asta așa? Da. Asta așa? Da. Le punem înapoi. Mergem să căutăm ce ne trebuie. Haideți. Super Zinx? Super Thanks. Seria? Nu se știe. 10. Nu. Nu, aici 10 Super Zinx. Nu. Mai coborăm un etaj. Etajul 5. Și încă nu am găsit ce aveam nevoie. Ah, etajul 7. Corect. La tine s-a întors 9, invers, dacă tu ai coborât un etaj de la 9 și ai ajuns la 5. Ce întâmplă? Tata, uite! Ce faci, Bri? Super Things! Super Things! Mami! Uitați ce am găsit! Ca să nu mai folosești economul pentru ca să... Crezi morcovul pentru cu ea. Morcov? Da, mami! Ia ce, tati? Dar asta cât e de stabilă. Eu zic că e destul de stabilă, doar ce a apărut. Da, și asta e incorporat, îți mai trebuie telefonul? Nu, nu mai trebuie. Nu, alo, mami, n-avem ce să facem cu ea. Și așa mi-e greu cu cea pe care o avem, adică cu asta. Astea sunt senzori sau sunt da. Camere? Sunt senzorii care detectează obstacolele. Da, e un pic mai inteligentă decât asta. Asta n-are aici ce are? Are ceva, dar nu e ce trebuie. Mai așteptăm să mai scadă prețul. E prea mult. Tati, dar de asta ce zici? Marvin 3? Pe DJI? N-avem nevoie de așa ceva. E prea mult. Nici n-ai voie, trebuie să obții alte aprobări. Și așa ai obținut o grămadă de aprobări pentru cea mică. Pentru asta și mai mult. Ce faceți acolo? La ce te uiți, Mara? 37. Eu zic să nu. Acest etaj are articole pentru copii, chiar și costume de baie, însă nu am accesorii pentru not. Așa că merg la etajul 7. Vreau și eu alivioare. Hai! Ia da? Ne pornim către plajă. Tati, noi am fost aici. Am fost la Super Zinx. Ne-am legat partea asta, nu le-am văzut. Nu le-am văzut.
Ce fac fetele? Și nu mai poate să se ridice. De pe colori. E stricat? Da, normal. Haideți să ieșim. Fetelor, e o căldură afară. Ne răcorim cu granita. Și eu vreau ghiță cu pe gază de apă. Hai să căutăm. Mai căutăm noi. Până să ajungem la apartament. Priviți ce este în spatele meu. Câta viața. Și ce preparate. Luăm și noi? Plecăm? Uite cum am. Pregătite special și poți să le cumperi așa pentru micul dejun. Ce zici? Momentan mai avem, terminăm ce avem. Și pe urmă revin aici, că e aproape de noi. Da? Foarte aproape. A fost duminică ieri și era închis aici. Astăzi e luni. Oh my god. Fructul dragonului. Uite ăla, vreau să-l gust eu, mami. Vreau să-l luăm. Eu vreau un fruct să-l mănânc de câțiva ani. Și acum l-am găsit, îl vom lua. Miroase da. Oribil, dar exact. Are gust foarte bun. Ăsta e, ăsta e. Ăla e, da, ăla e, da. Luăm. Bine, luăm și de ăsta. Mai ajungem la plajă, fetelor. Căpșunelele astea zici că sunt artificiale. Da. Eu propun să mai înaintăm și revenim. Hai. Bine, sunt și foarte bine așezate toate fructele. Fiate, cum se gaste aici, da? Iar la noi ce sunt atât de mici. Diferit. Lichi. Și trigă în fruct. Și de asta. Și de și fructul va fi unit. Au de toate. Atât de mari. Ia pune palma. Atât. Uite, atât de oricine. Nu. Sunt incredibil de mari. Să mai înaintăm și să vedem ce descoperim pe aici. Haideți, fetelor. Cred că aici dimineața sunt foarte mulți comercianți cu fructe de mare. Cam atât e. Hai și pe partea cealaltă. Eu vreau fructul dragonului. Ok. O fructul pasiunii. Okay. Și aia care îți dorești. Ok, hai. La fructe. Să mergem după fructe, fetelor. Ca o prezentare foarte bună. Doar aici am găsit cam tot ce ne-am fi dorit noi. Singura problema este că sunt foarte, foarte scumpe. Exagerat de scumpe. Adică fructul dragonului în întregime, deci nu jumătate, e 10 euro, adică 50 de lei. Niciodată nu am dat 50 de lei pe un fructul dragonului în România. Vom căuta fructe în altă parte, cu siguranță sunt și mai ieftine. Eu cred că la supermarketuri sunt. Sunt mult mai ieftine, zic eu. Am ajuns la apartament și aici ce? Aici la chioșc, cât costă fructul dragonului? Iau și pepene din ăla vântate, dacă iei, vezi ce fructe iei. Mergem împreună. Cât era fructul dragonului? 5 euro. La jumătate. Da, față de piață. Smochine. Iată-l. Îl vrei? Da. Asta este mai mare. Hai. Hai să luăm două bucăți. Da, nu. Bine, hai, da. Bine, uite. E același? Uite. E jovit. E același. Am ajuns în apartament și tăiem. E roșu. Nu, e alb. Nu, coaja e roșie. Oh, chiar credeam că e roșu. Nu e roșu. Eu vreau. Oh! Să vină și Briana. Hai, mami, și tu. Oare o fi bună? Am găsit, ia să vedem. Da. Deci n-are niciun gust. Da, acum deja am găsit. Nu cred. A venit. Bri, vrei și tu să încerci? Papaya. Nu papaya. Fructul dragonului. Hai. Și spune-ne cum e. Cum e, Bri? Dată reacția asta. Terminăm de mâncat și noi plecăm la mare. Fructul pasiunii. Hai. E bun? E dulce, da. E bun. Hai, Bri. E bun? Mami, hai să dăm și ție. Între timp eu mănânc fructul dragonului. Ar fi bun.
Ne-am schimbat, este ora 7 și un sfert. E vreme, România este 8 și un sfert. E destul de târziu, dar mergem jumătate de oră înapoi. Am pasat în târzi toată ziua. Dacă trebuie vor în apă, merg în apă. Eu stau pe plajă. Am ajuns! Aproape. E un drum foarte lung de la noi la hotel aici. Nu e foarte lung, dar... Na, tot îți ia taxiul vreo 15 euro. 75 de lei fiecare drum. Vă închipuiți? Nu mai duci? Problema e că să fi închiriat mașină, nu aveam unde să o parcăm. Nu există loc de parcare, eu nu am loc. Și să plătim 0,06 cenți pe minut, mai bine cu taxiul. Pentru parcare. Da, unde sunt foarte rare, foarte pline. Oare vom avea parte de valuri? Ce zice eu? Nebuneale! Eu nu vreau valuri, că dacă vin un val în față. Hai că vedeți și voi în scurt timp. Vreau valuri mici. Valuri mici. Sau deloc, mai bine. Și surpriză! Nu, nu sunt valuri! Nu bate vântul, ceea ce înseamnă că nu vor fi valuri foarte mari. Dar mie îmi convine. Copiii vor fi mult mai în siguranță așa. Da, decât să vină un val extrem de mare și să te povândă. Cum e, Teo? Încep valurile! Umflăm lucrurile de siguranță pentru copii. Gata, Bri, pregătită, fugi, că vin și eu. Mai avem pentru Mara și pentru Teo. Pentru mine nu e nevoie, pentru mami nici atât. Nu vrei să intri în apă un pic? Nu, e cald afară, tati, dar e seară, nu mai bate soarele. Și când ieși din apă o să-ți fie fric. Wow, scoici! Da, noi mergem în apă. Nu sunt scoici, sunt pietre. Pa! Teo e pregătită și ea cu colac și pernuțe. Iar tati umflă colacul. Eu mi-am luat-o din asta, cu 10 euro. Era 26 în molde, am bucur că am dat 10 euro pe ea. E greu, tati, e greu? Oho, și n-ai umflat nimic. Hai, tata, gata. Gata. În sfârșit. Wow. Am luat amețeala. Te cred. Wow. Hai. Teo. Mare, rău. Super. Bri, cum ești? Îmi duc bine. Te duci la joacă? Da. Du-te. Pa, mami. Pa, eu rămân să vă gătesc lucrurile. Iar eu cu fetele la mare. Haideți, fetelor. Hai. Wow. Dar e rece apa. Nu e rece, m-am băgat. M-am băgat un pic la apa adâncă și m-a luat val. Era un val mai mare decât mine. Hai că e bine, e frumos. Mie îmi place astăzi. Doar că astăzi apa e mai rece decât ieri. E mai rece, Mara? Da, un pic. Un pic, un pic. Mergem la adâncă? Hai. Hai. Wow, dar sunt pietre. Ce bucurie pe Bri. Wow. Hai sus, hopa. Hai cu tati, hai. Teo, vine valo. Nu vreau ochi. E sărată apa. Mă bucur că-ți place. Hai că mă duc să las camera pe mal. Să vedeți pe mami. Ea e comodă. Dar ține în siguranță găzdanul. Da. Om de bază. Unde-s fetele? Iată și fetele! Încerc să-i prind doar pe ei. Filmez cu nouă. Ce drăguți sunt! Ce-ai acolo? Tati s-a dus în apă adâncă și ne-a luat aceste pietre mari. Wow, câte pietre! Mai iau pietre așa frumoase. Pentru mama noi le luăm. Super! Pietre pentru mami. Și acum ce faci, tati? Te umflăm. Te-ai chinuit atât să-l umpli? Și se lasă seara. Fetele au venit. Briana e deja îmbrăcată. Wow! Ia priviți ce colecție aici. Și gata. Suntem pregătiți să plecăm spre apartament. Nu, vom lua taxiul. Aleluia! Aleluia! Vom cheltui mai mulți bani pe transport decât pe cazare și mâncare. Asta e. Pa, pa, mare! Pa, pa, mare! Revenim poi mâine, pentru că mâine avem multe obiective. Da. Gata, am plecat către cazare. Cum sunteți în spate? Bine! Și fetele? Și fetele. Și aproape am ajuns. Am ajuns mai repede și mai ieftin decât la dus. Și a fost tariful 2, adică tariful de noapte, tariful mai scump. De la ora 20:00 până la ora 8 dimineața,
e mai scump cu 0,05 eurocenți pe kilometru. Fix cu 5 eurocenți. 0,05 dolari. Pardon, euro. Deci cu 5 eurocenți pe kilometru. Ținând cont că 2 km nu se simte foarte mult. Dar acum am aflat de ce plătim noi atât de mult pe taxi. Pentru că suntem 5 și se percepe o taxă de 4,3 euro pe cursă. Dacă am fost 6, 7, 8, 9, ar fi mai mult. Nu. La 6 ar fi fost mai mult, la 7 ar fi fost și mai mult de 6 nu se percepe. Mai mult de 6 nu intră în mașină, Mara. Am luat câte ceva, de fapt fetele și-au luat înghețatul, dar așa ceva n-am mai văzut de mult. Se stă la rând la restaurant pentru a lua masa. Unde noi ne gândeam că ne spălăm și vom lua cina foarte rapid, ne-am înșelat. Nu cred că o să reușim. Uite-și ce e aici. Mâncăm la Asian noodles and sushi. Peste drum. Eu am luat telefonul să mă duc să stau la coadă. Nu cred. Păi nu? Mami, e coadă. Sushi. Deci e clar că e de bună mâncare acolo, nu? Dacă nu sunt clienți și aici, uite cum e. La pachet. Gatiu. Fetele s-au spălat. Eu n-am mai apucat, dar mami a prins masa, așa că merge repede să comandăm. Și noi suntem tu de fiaști. V-am uscat eu un pic. Hai la masă. Și am prins o masă în sfârșit, am stat la coadă mai bine de jumătate de oră, iar am prins masă. Trebuie să cerem și pentru tine, treci la mijloc, tacumuri, pentru că am luat o masă de 4, am zis să nu ocup. Nu mă mai primeam, dă-i seama, pentru 5, nu mai prindeam loc. Ia să vedem, tati! Sangria! Ce e? E o băutură pentru oameni mari. Și mie, tati! Șampanie! Șampanie cu fructe. Și ce ați primit? Pastele. Pastele, super. Mara, ce ai acolo? Coptă bună. Arată bine. Și ale voastre arată super. Vita mea a venit. Ia să vedem ce face Mara cu ardeiul de pe farfuria. Cum e? Nu e iute. Nu e iute? Nu e. Și ciupercuțe. Da. Pentru mami. Să vedem cum e. E iute? Nu e deloc. Vrei, Briana? Hai să-ți dă toate. Crevete vrei? Mara, o ajuți tu? Poftă bună! Mulțumim! Ia uite ce plac tu aici! Tati, n-au mai avut răbdare să aranjeze stoicile perfect. Nu? Știi cum erau? La linie, așa tras. Perfecte. Da, da, trecut. Hai să vedem. Hai, poftă bună. Mersi. Ce ai acolo, baby caracatiță? Super. Wow, baby calamar. Și un crevete pune-i. Acum așa. Poftă bună, Brie. Mulțumesc. Și scoica albă. Uite, câte scoici te-a pus azi. Leo a plecat la somn. Nu? Știe ce vrea. Și am primit din partea casei. Cis. Noroc. Effort the children. Thank you. Pentru voi. Eu beau două. Tu bei trei. Fac mă să bea și mai mic pe asta mic. Și eu beau pe asta mic. Nu! Iar mie îmi plac astea de copii, non-alcoolice. E un nectar de vieții. Și până la viitoare vă spun la revedere și pa, pa, pa! Pa, pa! La nani, mami, la nani. Hai, mâine ne așteaptă noi aventuri. O zi, o nouă aventură.